Fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență urmează să ajungă în țară după o bună perioadă de așteptare. Comisia Europeană a făcut oficial anunțul. Teodora Tănas, editor al FNews, are toate informațiile. Teodora, despre ce sumă este vorba și când ar trebui să ajungă în țară la noi? Monica, România urmează să primească astăzi prima parte din prefinanțarea PNRR. Prima tranșă de bani de circa 1,8 miliarde de euro reprezintă avansul și respectiv 13% din totalul sumei de 14,2 miliarde de euro din totalul granturilor care ar trebui să intre în România până în 2026. Tranșa a doua a prefinanțării de circa 1,94 de miliarde de euro ar urma să ajungă la Ministerul de Finanțe în decembrie. Aceasta este suma aferentă celor 14,9 miliarde de euro care reprezintă partea de împrumuturi din PNRR. Când au fost semnate acordurile pentru cele două tranșe de bani? Acordul de finanțare între România și Comisia Europeană necesar pentru a primi această prefinanțare, potrivit surselor, a fost semnat de Florin Câțu joi 25 decembrie, în ultimul moment înainte de a părăsi Palatul Victoria. Iar pentru cea de-a doua tranșă referitoare la partea de împrumuturi din PNRR, acordul a fost semnat de noul ministru de finanțe Adrian Câciu vineri 26 noiembrie, potrivit unui comunicat al ministerului. Îți reamintesc că fondurile alocate României în total ajung la suma de 29,2 miliarde de euro, iar acestea sunt alcătuite din granturi de circa 14,2 miliarde de euro și împrumuturi de aproximativ 14,9 miliarde.